Bun salut, eu sunt Mihai și bine v-am găsit la un nou episod de LEGO Star Wars 2 The Original Trilogy. E bine, înainte de a începe v-aș ruga să apăsați pe butonul de like, să dați un subscribe dacă n-ați făcut-o deja, să dați și un share să vadă și prietenii voștri și de asemenea nu uitați să apăsați și pe acel clopoțel pentru a fi la curent atunci când va apărea un nou episod de LEGO Star Wars 2 The Original Trilogy pe acest canal. E bine, în episodul precedent am salvat-o pe Leia din mâinile acelor pirați de-a lui Jabba, iar acum o să ne ducem la Speeder Showdown, adică confruntarea cu speederele. Cred că nu e pod racing, că la pod racing, din câte țin minte, Anakin Skywalker, pe când avea 9 ani, a câștigat o întrecere de pod racing, ba chiar a fost selectat și campion. În fine, hai să trecem la poveste. Speeder Showdown. The Rebel Alliance has learned of the new Death Star and launches a daring plan to destroy the evil weapon before its construction can be completed. The Rebel fleet is readied for an assault and a small strike unit lands on the nearby forest moon. Aha! Pandor! Da? Bun, asta e nava imperialiștilor. Nu, strebelii. Care spionează un stormtrooper. Nu, e un alt fel de trooper. O fugit! Ei, și acum hai să ne cu proasta vederea jocului. Thank you.
am uitat în prejur. Bun, am reușit. Punct de grapple. Ok. Încă un punct de grapple. Doar că degeaba am construit punctul acela de grapple. Oh, trupări! De dexteritate cu speeder-ul.
trist. Deci vor să să-mi fie în față ca să mă lovească pe mine. Asta nu le va merge. Și mă lovește cu pacioare. Oare nu știu, aveți senzația că ne învârtim în cer? Unul s-a dus, a mai rămas unul. Încă unul s-a dus. Hai să sărim în robot și să distrugem acel câmp de forță. Încă o cursă cu speederele. Bun, deja m-am învățat cu ele. Un pic. Dar în rest, da, m-am obișnuit cu ele. Că unul s-a dus. Mai rămas doi. Doi s-au dus, s-a mai rămas unul.
tot așa. Bine, hai să facem acea treabă care trebuie să fie făcută. Treaba lui Luke. Ceva ca niște componente. Thank you.
scuze, e telefonul. Nu de acolo. De acolo e altceva. Să ne urcăm pe speeder. Acum sunt 4. Și de data asta nu mai suntem cu lup. Suntem acum cu Leia. Nu mă prindeți voi pe mine una cu două. Thank you.
mai am unul. Hai, nu poți să fugi. Așa de repede. My friend, m-ai prins pe căi greșite. Sau eu te-am prins pe căi greșite. Aceeași mișcare o pot face și eu. See ya.
nici pomeneală. Cea mai bună modalitate de a câștiga o luptă corp la corp este să-ți lași garda jos. Bun. Dar ne-am întors de unde am plecat. Așa mi se pare. Pare că aproape ne-am întors. Poate eu nu mi-am dat seama cum funcționează jocul. Ba, ne-am întors de unde plecasem. Distruge cu speederele. Bun, dacă tot am văzut podul. Oh, Stone Trooper enervanți. Trece cu... podul. Nu cred. Thank you.
Perfect! Acum este șansa noastră. Bun, am distrus clonele Stormtrooper. Acum hai să mergem. Într-un alt fel de ținut. Oare? Pare rău, nu mă pot abține să nu distrug ceva. Acum am zis, nu mă pot abține să distrug ceva. Ușă pe aici. Care este nevoie de Artu? Și așa am intrat la bază. Oare unde pic eu? Nu înțeleg.
niște antene. Toate patru antenele. Am preluat controlul AT-AT-ului. Vehiculul ăsta e greu de controlat, dar mi-e greu de doborât. Odată. Cum distrug antena cealaltă? Ce alte trei am distrus? Mai rămâne numai o singură antenă. Poate va trebui să merg un pic mai departe de... Nu prindem bine distanța minimă optimă de tragere.
Bun, am reușit să o facem și pe asta. Iar acum, ce se întâmplă? Bun, ia și Luc. Oh, sunt gata să fugă, deoarece AT-AT-ul va distruge baza. Și-a distrus-o. Perfect. Asta trebuia să și fac. Atât pentru asta, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un subscribe, un share să vadă și prietenii voștri, iar de asemenea nu uitați să apăsați și pe clopoțel pentru a fi la curent atunci când va ieși un nou video pe acest canal, iar până data viitoare vă salut, ciao!